Din nou în direct cu o informație de ultimă oră, apar noi detalii în cazul armei furate de la un fost ofițer al Serviciului Român de Informații. Ultimul suspect, cel de-al patrulea, a fost prins pe aeroportul Otopeni după ce pe numele său fusese emis un mandat de arestare în lipsă. Dar are toate detaliile jurnalistul B1 TV, Ștefania Labeș. Ștefania, bună dimineața, ești în direct. Bună dimineața! Polițiștii continuă anchetele în cazul pistolului furat de la fostul ofițer SRI, iar joi au arestat un tânăr de 19 ani pe aeroportul Otopeni, ultimul suspect din acest dosar. Tânărul era dat în urmărire pentru furt și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Mai exact, pe lângă faptul că a participat la jaful organizat, el este vinovat și pentru portul și circulația unei arme letale fără drept, pentru care riscă acum ani buni de închisoare. Băiatul avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă, în dosarul care vizează furtul pistolului, a cartușelor aferente și a unor bijuterii din locuința din voluntari a unui fost ofițer SRI. Polițiștii de frontieră l-au prins joi pe tânărul de 19 ani, care s-a deplasat cu o aeronavă pe ruta Bruxelles-București. Alți trei suspecti au fost deja arestați, iar arma și cartușele au fost găsite într-un lac în urmă cu aproape 2 săptămâni. Vă reamintim, la începutul lunii ianuarie, un bărbat a sesizat că mai multe persoane i-au spart locuința și au furat printre altele și un pistol alături de cartușele acesteia. Victima, fost ofițer serii în vârstă de 50 de ani, a fost jefuit în momentul în care se afla într-o vacanță împreună cu familia sa.